Vaticanul este cutremurat de un uriaș scandal. Majordomul Papei Benedict al XVI-lea, unul dintre cei mai apropiați de suveranul pontif, a fost arestat sub acuzația că ar fi sustras documente confidențiale. Conținutul acestora a ajuns într-o carte recentă apărută, care a dezvăluit multe secrete de la vârful Bisericii Catolice. Paolo Gabriel, majordomul papei, era cel care lua loc mereu lângă șoferul papa mobilului, gata să intervină dacă suveranul pontif avea nevoie de ceva. Gabriel era unul dintre puținii laici primiți în apartamentul lui Benedict al XVI-lea, care acorda încredere absolută. Între altele, el era cel care l-ajuta pe papă să-și îmbrace veșmintele de ceremonie. Acum însă majordomul a fost arestat de jandarmii Vaticanului, care au găsit asupra sa mai multe documente confidențiale. Se spune că papa este întristat de această veste. Gabriel este suspectat că a copiat zeci de mesaje secrete reproduse într-o carte publicată de ziaristul Gianluigi Nuții sub titlul Sanctitatea sa. Volumul a șocat prin dezvăluirile despre situația financiară a Bisericii Catolice sau luptele interne între cardinali. Apariția cărții a fost urmată după câteva zile de concedierea neașteptată a lui Ettore Goti Tedeschi, președintele Institutului Operelor Religioase, de fapt Banca Vaticanului. El fusese numit în funcție acum trei ani, tocmai pentru a face ordine în finanțele bisericii. Arestarea majordomului Papal este un nou episod al scandalului, dar probabil nu ultimul, și asta pentru că Gianluigi Nuții susține că documentele pe care le-a reprodus în carte nu i-au fost furnizate de o singură persoană, ci de mai multe.